ziua, bună dimineața! Astăzi vreau să discut câteva cuvinte ca un sketch, ceva de genul, ca, hai să zicem, schița ca un Caragian. Un om pățit și toate cele, la un moment dat, se enervează, mă, trebuie să discut cu cineva. Și se ia și se duce la psiholog. Psihologul, pentru bună ziua, pentru ce ați venit? Opa, ce nou că m-am săturat de ceilalți nebuni pe care i-am pe lista mea. Ionescu, Popescu, Georgescu. Veneau în fiecare zi și povesteau din benele care le-au făcut, prostiile în care le trăiesc și toate cele. O, domnul, ce faceți? Ce să fac? Foarte bine, foarte bine. Dar am venit să vă explic că viața mea nu este numai lapte și miere, ci este cafeniu spre maroniu. Un fel de cacao-macao. Luați loc aici. Pentru început trebuie să ne cunoaștem. Eu sunt psihologul dumneavoastră, dumneavoastră sunteți pacientul. Numele meu este acesta, dumneavoastră veți veni. Vedem în funcție de prima ședință, dacă e cazul să veniți de două ori pe trei sau de trei ori pe săptămână pentru a dumneavoastră viață să vi-o refaceți, sau o dată pe săptămână sau la două săptămâni. Aici aveți și cartea mea de vizită. În caz că vreodată aveți probleme și ceva, mă sunați oricând ca să discutăm. Păi da, știți... Haideți să povestim. Povestiți-mi ce vă apasă, ce probleme aveți, ce... Păi știți, în viața mea am făcut tot felul de prostii. Am făcut asta, am făcut asta, am făcut 7 copii cu 7 neveste, am făcut nu știu ce, am făcut nu știu ce. Deja mi-ai spus prea mult. Vină peste 2 zile ca eu, ca psiholog, să revin. Până data viitoare, te rog să scrii pe hârtie cu pix și așa, despre următoarele lucruri care să discutăm. Vine ședința următoare. Cum vă mai simțiți? Eu mă simt ca un nebun, adică în ce povestești tu, toți pacienții mei nu sunt așa nebuni ca dumneavoastră. Și trecem mai departe. Eu mă simt bine, acum că o discut cu cineva despre lucrurile eșuate și prostiile făcute în viața mea până acum, este foarte bine, dar știți, din păcate ar mai fi ceva și la un moment dat, domnul doctor, bă, m-am cam săturat de nebunii mei, trebuie să mă lăs să-mi fac și un consult la cap. Și se duce doctorul. La spitalul nou. Am venit să-mi iau o vacanță pentru că nu mai pot, domnul doctor. Cum așa? Sunt de profesie psiholog și am unul care este peste toți oamenii pe care i-am eu în parohie. Toți. Aia e extraordinar. Cum așa? Vine să țip eu pentru el, domnul doctor. Știi? Adică n-a. Cam așa este un sketch în care un om pățit se duce la psiholog să povestească despre al lor viață sau ce i s-a întâmplat și are o cădere psihiatrică, chiar psihologul, pentru că nu-și revine că omul are capul mai tare, pacientul, pardon, și el, din câte povestea și din lista și din pacient și toate cele, pacientul care i-a venit ultimul l-a făcut capot de s-a întors ca și când ai fi în mare și a venit valul mare și te-a aruncat pe plajă ca un buștean făcut oale și surcetă.